ziua! Bine v-am găsit la o altă ediție a emisiunii Casa cu Stil. Mă numesc Bogdan Gavrilă, sunt arhitect și astăzi am ca invitat pe domnul Lucian Haritonov, manager la o societate. Bine ai venit, Lucian! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Chiar îți mulțumesc că ai venit. Ai venit cu niște lucruri foarte interesante. Despre ce este vorba? Este vorba despre broderii metalice, îmbinarea sau coaserea metalului, după cum mi-ai povestit. Așa este, o tablă cu sută. Tablă cu sută. Sună altfel. Sună altfel, da. E o combinație între metal și lână. Ceea ce nu s-a mai încercat până acum. Noi am descoperit-o dintr-o joacă și oamenilor le place și mergem înainte cu ea. Când e o joacă frumoasă și prinde la public? Exact. Ok. Cum ți-a venit ideea? Avem aici pe masă o casetă mică. Să exemplific. Comercializam casete de tavan fals făcute din metal. Da. Și într-o seară a trebuit să ajung cu una din ea acasă, să fac o prezentare a doua zi cuiva. Și uitându-mă la ea acasă, m-am gândit așa că seamănă cu etamina bunicii. Asta a fost în mintea mea atunci. Și am luat repede niște față din casă, penseta soției și am început să cos. N-aveam ac, n-aveam nimic. M-am chinuit și a ieșit un model. Noroc cu rețelele de socializare, am putut să fac o poză, să pun, toată lumea zice, wow, super tare, din ce e, cum e. Și avem ceva aici. Uite o idee, cred. Da, uite o idee. Și a doua zi m-am înarmat cu lână, cu ace, cu tot ce trebuie ca să fac ceva mai frumos. După care, având feedback-ul ăsta foarte bun, care mi-a dat energie, am să fac o bancă. Și uite așa, la birou, după orele de program, că nu suna telefonul, am adus-o dită mai banca de metal găurită și am început să cos la ea. Și a ieșit prima bancă. Deci un om care lucrează metal, da, s-a apucat să și coase. Activitatea noastră de bază asta, e comerț cu metal. Și am înțeles. După ora 6, când se mai linișteau lucrurile... Chiar arată foarte bine. Este din metal găurit, vopsit în câmp electrostatic și cusut cu lână, aceeași lână cusut motiv tradițional, cu aceeași lână și motiv tradițional pe care le coseau bunicii noștri. Practic asta mi-a venit mie în minte când am văzut tabla asta găurită. Am trăit între modele cusute, înconjurat de etamină. Și să înțeleg că undeva în lume, tocmai la tine în cap, a crescut prima dată în lume această idee. Da, deocamdată, acum suntem în curs de înregistrare la OSIM, am depus toate actele necesare și se pare că nu a înregistrat nimeni așa ceva până acum. Sună foarte bine, un bărbat care coase, da, care coase de casă, da. Dar care ca activitate sunt fiarele, îndoitul fiarelor, s-a apucat să și coase. E și antistres. Să știi că este antistres și asta nu că o spun eu, cei care vin la atelierele organizate de noi, că am început să organizăm deci și atelierele, da? Spun că se simt absorbiți, se simt foarte bine și dau toate gândurile deoparte și poate fi folosită, ni s-a recomandat și suntem în curs de cercetare, poate fi folosită ca și terapie ocupațională, antistres. Să știi că indienii au dat o denumire la așa ceva, se numește mandală, acele desene rotunde, pătrate, care sunt antistres. Da, da, e posibil să avem și noi ceva aici. Exact. Și o mandală cu... Mandală cu sută, da. Cu sută, cu model românesc, ar fi perfect, asta sună foarte bine. Să înțeleg că această casetă este pe post de cadou. Da, acestea le-am pregătit pe post de cadou. Aici avem și o etichetă în care descriem ce înseamnă acest model cu sută. De exemplu, acest model este steaua în 8 colțuri. Această stea în 8 colțuri este reprezentată din... în cele mai vechi timpuri pe hainele populare românești. Ea reprezintă steaua după care se orientau ciobanii când mergeau cu oile. Ei plecau din munții, pe ambele versante ale munților Carpați, câmpie și veneau tocmai toamna spre iarnă. Și atunci aveau un punct de reper. Tot după steaua în 8 colțuri, cunoscută steaua în 8, se orientau navigatorii. Dar asta e reprezentantă pe hainele populare românești. Mai ales în zona Deci este zona un produs montană. Cu o poveste tradițională. Și atunci am încercat să, ca pe această etichetă mică, să explicăm ce înseamnă acest motiv cusut pentru a înțelege și afla oamenii, că și eu am aflat. Am început să cos lucruri care doar îmi plăceau, dar încet, încet, intrând așa într-o
nu știu cum zic, cunoscând oameni care se ocupă din domeniul artei, din domeniul popular, am început să asimilez și eu informații, mi-a explicat anumite modele pe care le-am construit, ce reprezintă, unde sunt ele prezente și mi-a plăcut ceea ce povestea. Am auzit. Da. Și am început și eu să mă documentez, iar începând de câteva luni, coasem doar modele populare românești care au și o explicație. Că au fost unele care le-am găsit și nu, efectiv nu le-am găsit. Le-am găsit în cărți, dar fără explicații. Hai să vedem și niște fotografii. Da. Știu că ne-ai adus niște fotografii. Ok. O să apară imediat. Aceasta este prima bancă pe care am cusut-o. Produsul meu de suflet. Se numește Banca Dor. Dor de casă, dor de plăcinte învârtite, dor de copilărie, dor de fiecare deci de ce e dor. Deci este primul produs care l-ai făcut. Primul produs și care, na, a avut feedback-ul cel mai bun, cam la o lună de zile după ce l-am făcut. Am mers cu el la un târg de la Arad. Am fost felicitați, am câștigat premiul pentru cel mai frumos stand. Am avut un feedback foarte bun. Am început așa pe niște... Toată lumea ne-a felicitat, ne-a încurajat. Arată frumos. Poate să fie și folosită, nu? Da, da, da. Este cu rol și decorativ și practic. Se poate utiliza ca și bancă. În general, am văzut că sunt comandate și merg în direcția zonelor de așteptare, zonelor de protocol. Din ce am dat noi, s-au instalat în săl de așteptare zone de protocol unde se întâlnesc deci români și, cu străini. Să apară și modelul nostru, da, tradițional. Să aducă un plus de valoare, să arate că sunt în România. Și unde mai putem să folosim aceste produse de la tine? Se folosesc și pe teram, în particular, am dat pentru terase. Ideea e să fie acoperite, să nu aibă, să nu aibă soarele și ploaia efect direct asupra lor, pentru că fiind făcute din lână, arată foarte frumos, dar în timp se poate să fie afectate. Aici este o bancă H, este construită dintr-un profil H, din care de regulă se construiesc hale metalice, combinată cu un lemn masiv de stejar cu margini metalice. După ce am început cu broderiile metalice, am mers mai departe. Dacă tot putem face din metal și avem atâtea tone de metal în mâini, hai să ne jucăm. Și aici ne-am jucat cu un profil care, de regulă, este folosit la hale și structuri metalice. Știu, ca arhitect îl folosesc mult. Eu explic tuturor. Pe șantier și... Și am ales această combinație de stejar cu margini naturale. E așa mai... fiecare produs e unic, adică niciunul nu seamănă cu altul, pentru că folosim lemnul așa cum l-am găsit în pădure. Că voi sunteți metal creativ și atunci metalul trebuie să fie perfect. Metalul trebuie să fie perfect și lemnul îi aduce doar un plus de valoare, îl scoate mai mult în evidență. Corect. Perfecțiunea metalului accentuează imperfecțiunile lemnului sau invers. Și merg bine, bine, mână în mână acolo. Hai să mai vedem o fotografie. Arată foarte bine asta și chiar diferența asta de textură și de perfecțiunea tratamentului. Da, ne-a plăcut. Scoate în evidență. Metalul greu cu masiv, cu lemnul... Tot de masiv? Lemnul masiv, cu margini naturale neregulate. Aici avem banca numită Basarabia, după modelul cusut pe aer. Aici am mers pe varianta neagră, banca neagră. Te-ai dus mai spre Moscova, așa? Pentru că numele tău amintește de un pic de rusul de tine. Da. Dar să știi că sunt mândru de tine că faci metal cu model cu motive românesc, tradiționale românești. Și ai un nume atât de... Eu m-am născut aici, părinții mei s-au născut aici, am trăit la țară înconjurat de motive populare românești. Le-am asimilat, îmi plac și... Iar contrastul la banca pe care o prezentăm acum arată chiar foarte bine. Da, contrastul ăsta între negru să facem și pe negru. Și am ales un motiv care ni s-a părut nouă că ar da mai bine pe negru, găsit în cărțile de motive tradiționale românești, motiv din Basarabia se numește. Nu are o poveste ca și steaua, doar motiv basarabean, așa l-am găsit descris. Da. Cred că s-ar potrivi bine, fiind negru, s-ar potrivi bine pentru o formație care vine de acolo și sunt negri așa pe față. Aici avem banca Coarnele Berbecului.
cu sută cu rafie, ce ți-am spus mai devreme, deci care să reziste la exterior. Rafia, fiind un material plastic, rezistă și la soare și la ploaie. Nu deranjează, că îmi spuneai înainte de emisiune că nu are culorile cu aceeași intensitate. Da, din păcate, rafia nu are o paletă bogată la fel ca și lâna. Lâna are culori mai puternice, o paletă mai largă. La rafie suntem puțin limitați până acum în căutările pe care le-am avut. Probabil Dar că există avantajul și... că poți să scoți afară, avantajul mi că se poate pare... să stea afară, da. Și să curăță cu un simplu furtun cu apă, fără și coperie moale, deci fără niciun tratament exact. Special. Modelul cu sut aici se numește Coarnele Berbecului, care iarăși în cultura românească, în tradiția românească, reprezintă liderul, masculul alfa, virilitate, masculinitate. Era prezent atât pe hainele celor care se poziționau ca lideri în comunitatea lor, sat, dar și pe poartă, casă. Da. Adică oamenii își imprimau cumva statutul. Pe haine sau pe mobilierul. Chiar arată bine și te-am văzut puțin nemulțumit de rafie, dar arată foarte bine, da, și pastelat așa. De culoare. Aici este, am o poză din showroom-ul nostru, avem un showroom în București, da. Jumătate showroom, jumătate atelier. Aici am construit un bar cu tentă industrială, da. Cu roz dințate, din fier masiv, deci cu lumini. Deci un metal creativ, așa. Un metal combinat cu lemn, cu lumini, cu... În spate nu se văd rafturile, sunt note muzicale și cheia sol. Arată foarte... Showroom-ul l-am împărțit cumva în două, jumătate ar fi linia tradițională și jumătate linia industrială. Și aceasta e imagine foarte din frumos. Showroom. Ne place ceea ce facem, facem din pasiune. Se vede. La fel, am început și cu linia tradițională, am început prima dată să coase în tablă și toată lumea, wow, super tare, a fost așa un entuziasm. O lună ne-a dat încredere că o să dărâmăm munții. După vreo lună, după ce s-au risipit aburii felicitărilor, am văzut, bă, dar nu se întâmplă nimic. Lumea zice că e frumos și pe aia ne-am dat seama, am mai discutat și noi cu oameni care... mai au habar de marketing. Au, că ce aici asta? Este o cască, bănuiesc că... Nemțească? E sigla de la Radio Guerilla. Ah, frumos. Aici a fost o provocare, este din colecția Custom Made. Ne-au zis să le facem ceva, ne-au lăsat pe noi să le imaginăm ceva. Și le-am analizat puțin sigla lor, casca asta de Guerilla. Și am făcut din licheni stabilizați, importați din Suedia. Am decupat la un router CNC un pal negru și am, cu forma creierului, și am umplut zonele acelea cu mușchi stabilizați, licheni stabilizați. Și a ieșit ceva foarte tare, ne-a plăcut foarte mult, e pusă pe peretele de la Radio Guerilla și aproape toți invitații lor își fac acolo poze și ne trimit mereu. Al model tradițional? Al model tradițional se numește Hora de Fete, iarăși este o casetă cu rol decorativ, se poate pune pe perete, la birou, la acasă, oriunde. Cam asta e direcția, am văzut că se folosesc pentru cadouri. Hora de Fete reprezintă întâlnirea de duminică a oamenilor care stăteau la țară. Era ziua de socializare, de distracție. Mai sunt zone în România în care duminica se întâmplă, da. Această horă în sat. E... ceea ce se numește astăzi concurența lor rețele de socializare. Adică acum putem socializa la orice oră. Atunci ei lucrau un de Facebook local. Altfel văzut, față în față. Fetele dansau, se făceau cunoscute, era singura zi din săptămână în care puteau să întâlnească, să stea alături de băieți, era puțin mai rețin, nu se discutau așa la liber. Și unde găseam acest model? Pe hainele care mergeau la hore. Da, pe hainele care mergeau la hore, însoțite de alte modele florale, dacă erau pentru fete aveau boboși de trandafir, flori mai tinerești, mai proaspete, pentru cele mai vârste iarăși niște flori mai de toamnă, care cumva reda vârsta și statutul social. Ok, unde mai putem folosi această cusătură pe metal? Bănci până acum, obiecte care... Le-am dus în atât de multe direcții, hai să încerc să le iau așa de la... Primele 20. În primul rând am început cu acea bancă minunată care e produsul meu de suflet. După care am făcut seturi cu care conțin masă, bănci și scaun.
După care am făcut ceasuri, adică aceste casete tradiționale la care am pus un motoraj cu limbi și facem ceasuri. Casete cu sute, care pot fi folosite ca și casete decorative, măști pentru calorifere, pot masca o gaură în perete, o nișă, orice. Deci decorativ. Pereți decorative. Acum am început tot așa să coasem pereți decorativi din tablă care pot fi, pe care noi putem și am reprodus logo-ul firmelor, brand, deci personalizare imagine, putem pentru firme, pentru zona de intrare, pentru zona de protocol a firmei, unde poate să și decore. Da. Și chiar pe perete e o chestie inedită, o invenție nouă, care poate concurează cu tapetul, e ceva unic. Dacă cineva dorește să aibă ceva unic la birou, noi putem reproduce o imagine, un logo, ceva și le pereți despărțitori, iarăși. Da, paravan. Multe pentru că arată inedit și de-aia am întrebat nou în piață. Unde le putem folosi. Ceva nou în piață, da. Așa. Care ar fi cel mai tare produs pe care consider tu? Produsul de suflet e cel care ne-a adus cele mai multe laude la început, după că ți-am zis, este vorba de Banca Dor. Fiind primul produs și fiind prima dată când am ieșit cu ele și am văzut ce feedback și ce felicitări primim și laude, avem ceva, într-adevăr. Fiind un produs nou, o să mai dureze puțin până ne facem cunoscuți și ele trebuie luate cumva de designer, de arhitect și introduse în niște proiecte. Oamenii vin, le văd, le place foarte mult, dar nu știu cum să le încadreze. Totul sunt niște... Contrastul este foarte mare și nu poate fi pus oriunde o bancă cu sută. Adică, ok, arată foarte bine, dar nu pot spune nici oriunde. Trebuie puțin gândit. Jucat, poate. Deci, ca să revin la întrebarea ta, că mă duc mereu așa pe câmpul când îți spun, Banca Dor este produsul meu de suflet la care a obținut cele mai multe laude, începând de anul trecut. Super bine! Super bine! Și mi-a plăcut și ideea cu setul pentru cusut adresat copiilor. Da. În drumul nostru de a ne face cunoscuți, am participat la tot felul de evenimente în București și în provincie. Și pe măsură ce veneau oamenii și după ce se bucurau și ne felicitau, ne-au întrebat mulți din ei. N-ați putea face cumva să poată coase și copiii? Azi așa, mâine așa, tu ne-am întrebat și să repeta întrebarea asta. Zic, bă, hai să facem ceva cu treaba asta, că prea ne întreabă lumea cum să facem să coasă copiii. Și ne-am pus noi puțin minte la contribuție și hai să facem niște tăblițe mici, că noi veneam cu dita mai piesele astea, bancă, masă, 80 de kg, 100 de kg. Ei veneau, le admirau, metal. Le pipăiau. Asta vă și ziceam, dar mi-ar place foarte mult să cos și eu, dar mai mult de atât, mi-ar place să poată să coasă copiii, că știți că dezvoltă motricitatea, dexteritatea, e o chestie care îi obține ocupați, atenți. Cam și... de dimensiune de o tabletă, da, dar să nu fie tabletă. Ceva, să mergeți în școli cu ele. Prima dată, dacă îi întreabă 1, 2, 3, na, nu e chiar așa în serios, dar întrebând deja 20-30 de persoane, am făcut așa un brainstorming și am zis, hai să găsim o soluție. Avem două tipuri de ateliere. Aici vreau să dezvolt puțin partea asta cu ateliere de cusut. Avem două tipuri de ateliere de cusut. Ateliere simple, unde copiii cos și nu sunt... Nu se restricționează. Ei cos la liber, cum ar veni. Da? Și tot așa, dintr-o discuție cu soția mea e psiholog și mai are o asociată cu care am înființat acest centru de psihologie creativă. Au zis, știi că există niște studii pe culori și forme, dacă ai putea să ne faci niște forme, 6 forme și niște culori să le avem, am putea face niște să interpretări. Să vedem ce le trece lor prin cap, da, ce am putea formă. Face niște interpretări. Și am construit un setup, un expozor unde punem cele 6 forme, pătrat, dreptunghi, romb, rotund, oval și triunghi. Și apoi, pasul 2, copilul să aleagă o culoare și în funcție de forma pe care a ales-o și neinfluențat de nimeni și în funcție de culoare pe care a ales-o, tot așa, neinfluențat de nimeni, ele, la sfârșit, le fac părinților interpretare, le dau niște interpretări personalizate despre copilul, cum e, mai spre emoție, mai spre sport, mai...
și îi ajută pe părinți să-și poată canaliza copiii. Spre, știi, și eu am doi copii și mereu vreau să fac, să îi duc și colo și colo, ce li se potrivește mai bine, să aibă cât mai multe experiențe. Dar unele din experiențele la care noi îi trimitem nu li se potrivește. Și prin chestia asta cu cusutul, fetele dau niște interpretări părinților și sunt ok, oamenii sunt mulțumiți. O să mai vedem niște fotografii. Da, am ajuns de la tablă cu sută la interpretări psihologice, ceea ce nu ne-a trecut nicicum prin cap anul. Uite și modelul pe care... Modelul pe care l-am adus aici în studio, da, steaua în 8 colțuri, steaua călăuzitoare a... Deci are 20 de centimetri pe 20. 20 cadou, pe 20, da. Un cadou frumos. Și tot așa vine la fel, ambalat în această cutie. Da, da. Bine, totul ambalat. O să mai vedem o fotografie. Asta aici este un ceas care are ca simbolitic cocoșul. Cocoșul reprezintă în folclor românesc trezirea, un nou început, o nouă zi, trezirea la viață, tot ce e legat de deșteptare, de o nouă dimineață. Este la fel reprezentat pe hainele populare românești din diverse zone ale țării. Un motiv tradițional foarte vechi. Da, corect. El însoțește oamenii de mii de ani. Aici avem, văd că e pozat, este vița de vie. Vița de vie este la fel simbolizată pe hainele tradiționale românești, reprezintă viața veșnică, reprezintă moartea și învierea, pentru că ea crește din pământ, putrezește și iar crește. Așa am găsit explicații în diferite manuale de etnologie. Vița de vie, simbolul vieții veșnice. Și o idee foarte frumoasă să îmbine lâna cu metalul. Cu metalul, da. Aici avem comoda antică, am denumit-o noi. Povestea ei este una frumoasă. Am participat la o conferință și am oferit un premiu, un voucher cu contul participării noastre și doamna care a câștigat acel voucher ne-a zis... Am văzut produsele pe care le aveți voi, dar casa mea e construită într-un stil mai deosebit și, din păcate, niciunul din ce aveți voi, din produsele pe care le aveți, nu se potrivește în casa mea. Și mi-aș dori să vă fac o schiță, să vă spun ce mi-ar plăcea. Și ne-a făcut o schiță, ne-a schițat acest produs, a venit la showroom, am discutat, am pus la punct detaliile, ce țeavă, ce dimensiuni, ce... Și a ieșit cum și-a dorit. Și a ieșit comoda care și-a dorit-o. Când am primit-o, o avem postată și pe Facebook și reacțiile doamnei la fel. A fost o surpriză foarte plăcută. Ne-a zis, nu mă gândeam că o să iasă chiar ceea ce mi-am dorit, dar este perfect. E foarte mulțumită. Iar noi, pentru că am văzut reacția doamnei, e un produs nou, nu mai există. Văzând reacția doamnei, ne-am gândit să mai facem încă una, să avem și noi în showroom. Și este prezentă la noi în showroom această comodă. Am înțeles. Dublura ei. Arată foarte bine. Ne-a plăcut și nouă. Aici este o poză în detaliu de la casca, ce am văzut-o mai devreme, de la Guerilla. Acel mușchi stabilizat, care iese din decupajul. Aici arată metalului. Deja au o zonă tropicală. Da, da, da. Ați făcut fotografia prea de aproape? Am făcut mai multe fotografii la această cască. Și casca asta am primit foarte multe la felicitări pentru casca asta. Aici avem o masă de bar cu piciorul în formă de instrument muzical, respectiv saxofon. Într-o zi ne-a venit nouă idee, nouă, mie și colegului meu Andrei, care suntem și parte de creație, amândoi și de producție. Ce ar fi să facem pentru un bar, mese cu un loc de picioare, să aibă instrumente muzicale. Și lucram noi la un proiect pentru cineva care avea în centru vechi, are un club unde are muzică live. Și ne-a zis, hai să propuneți-ne ceva, uimiți-ne cu ceva. Și a zis, muzică live, hai să facem ceva care să semene, când vezi să-ți dai seama că e vorba de muzică acolo. Și ne-a ieșit această masă numită saxofon, cu un blat de lemn deasupra. Și nu sunt aici scaune, patru scaune tot așa înalte de bar. Scaunele sunt în altă fotografie. Adică noi proiectăm, generăm idei, le analizăm și când ne place ceva, construim. Aici este un set industrial,
Într-o masă și două băncuțe de 1,20 m. Picioarele sunt construite tot așa din metal, decupat la plasmă. Sunt îmbinate picioarele cu o bară masivă din oțel și cu piulițe masive din oțel. Iarăși, cine am jucat cu metalul și cu lemnul... Da, contrastul e foarte, foarte frumos. E alesă și nuanța de pe lemn să dea bine în contrast cu metalul. Da, produsele arată, adică ele trebuie plăcute. Cui îi plac, vin și vin în showroom și mai discutăm detalii. Că prea mult sunt genul de produse care trebuie văzute, pipăite, dacă îți plac, pleci cu ele. Dacă nu, cât aș povesti eu despre ele, nu pot de să... De-aia suntem în fața acestor fotografii, da, nu e asta o problemă. Aici e foarte mult metal. Aici e foarte mult metal. Înăuntru sunt două balamale mici din metal. Este o noptieră făcută dintr-un buștean. Acum este în poziția închisă. Deci dintr-un buștean tăiat cu drujba, am scobit cu drujba înăuntru un locaș pentru noptieră și am tăiat tot așa fața pe care am prins-o cu două balamale. Nu se văd, dar conține metal. Deci totul are urmă de metal totuși înăuntru. Totuși are ceva, da? Deci zice, e mai mult lemn creativ decât metal. Punem noi acolo ceva, un punctuleț mic de șpan ca să aibă metal. E perfect. Ce-am putea să... uite și scara de care mi-ai povestit. Aici e o lucrare custom-made. În general, noi participăm la evenimente, diverse locații, la târguri de profil. Oamenii vin, văd cu ce ne ocupăm și ne propun să le rezolvăm ce au ei nevoie. Acolo a fost o scară, o combinație între metal, sticlă și lemn. Provocarea a fost că spațiul era foarte îngust, foarte abrupt. Unghiul abrupt. Unghiul de înclinație era foarte abrupt și atunci a trebuit să găsim o soluție să se calce de pe o treaptă pe alta. Da, se numește în termeni populari scara morarului, se numește în termeni populari. Cobori când pe una, când pe alta, nu poți să calci cu ambele picioare pe aceeași treaptă. Asta e o soluție care se folosește la unghiuri foarte, foarte abrupte. Încercăm să găsim soluții împreună cu clienții, să ne adaptăm spațiului pe care îl au. Adică nu avem ceva. Noi producem numai unicate, nu avem serie. Vin oamenii, asta am o bucătărie, vreau să-mi faceți un blat de lucru, un dulap, vreau să fie așa, să așa. Deci, pornim, schițăm împreună niște detalii, mai vin cu niște poze, că aici, de aici îmi place asta, de aici îmi place asta și le dăm produsul final. Pentru că emisiunea se numește Casa cu Stil, hai să vedem din toate produsele pe care voi le faceți, chiar și cele care implică un psiholog în spate, ce am putea să definim ca un plus într-o casă cu stil, din ceea ce faceți voi? Un plus ar fi, în primul rând, faptul că dăm viață ideilor oamenilor. Îi poate să vină cu ideea la noi și noi să o punem în aplicare, în practică. Asta pentru că te folosești de stilul pe care îl vrea respectiv. Da, ne adaptăm atât timp cât conține fier. Mergem în continuare, da? Da, putem face din fier, îndoi, ambutisa, găuri, suda, cum dorește. Am văzut că și lemnul e... Și lemnul la fel, da. Colaborăm cu cineva pe partea de lemn, că nu suntem așa... Noi ne ocupăm cu fierul, nu suntem așa pricepuți cu lemnul. Și atunci avem un furnizor destul de serios care ne dă lemn uscat, tratat, să reziste, să nu lucreze și doar îi dăm măsurile și el ne pregătește ceea ce avem noi nevoie ca să suprapunem pe fier. Ok. Povestea de ateliere de cusut. Da. În afară de partea de psihologie, deci poate să vină cineva la voi în showroom da. Să da. Se distreze cu copiii. Da, în general când vin și vin oameni cu copii, cos și părinții în egală măsură și nu numai femeile, cos și bărbații și cos nu numai copiii, cos și adolescenții. Adică am fost invitați la o școală privată pentru un eveniment și ni s-a spus că o să avem clase de la... 5 ani la 17-18. Și a fost prima dată când am avut contact cu adolescenții. Ne-am întrebat și ei, credeți că adolescenții, cei de 16-17-18 ani, o să fie interesați?
Noi la evenimentele la care am fost nu ne făcusem o idee clară, că în general copiii se îmbulzesc, ocupă spațiile de cusur și adolescenții își văd de treabă, nu vin acolo. Corect. Dar am fost plăcut surprins să vedem că și adolescenții care au avut așa o jumătate de secundă o urmă de reticență, au luat tablițele și au cusut, iar o fată chiar, cred că avea vreo 17 ani, a făcut o cusătură 3D. Nu aș putea să ți-o explic acum că a dorit să-și preia produsul acasă, dar ne-a uimit cu ce a putut să facă din linii și a făcut un câine în 3D. Adică, ok, văd de mult și cos și eu, dar așa ceva. Și era prima dată când a făcut asta, primul ei contact cu așa ceva, dar super. Aveam imaginație foarte dezvoltată. Deci vezi, pe un produs pe la care tu ți-ai pus mintea la contribuție, da, atâta le trebuie altora să-și pună și ei mintea cu produsul tău. Avem undeva la sute de tablițe fotografiate cu ce fac copiii de la... Se scrie numele, elicoptere, animale, mașini, sigle. Și părinții ce fac? Părinții cos și ei, sau dacă nu socializează, dar în general majoritatea mămicilor, să zic așa, au cusut în copilărie la lucru manual. Adică generația mea, să zic, anii 70-80, au mai prins la școală lucru manual. Și când văd ce fac copiii acolo, imediat își aduc aminte, păi și noi făceam la lucru și încep, pot să iau și o tabliță și... Sau le explică copiilor cum să coasă, dar la atelierile cu interpretare psihologică n-au voie să le explice nimic copiilor, trebuie să-i lase să-și... Să-i lase liber ca să-i dea drumul putem, la minte. Da, să putem face... Și cum te promovezi? Mi-ai spus ceva de târguri? Mergem la evenimentele cu specific de mobilă, cum ar fi bife organizate la Romexpo. Am fost la multe evenimente în aer liber anul trecut, fiind primul an în care am ieșit pe piață cu produsele astea și fiind niște produse care trebuiesc văzute, pipăite, simțite. Da. A trebuit să ieșim cu ele la diferite evenimente. Și anul trecut, începând de la femei pe mătăsari, street delivery, meserii, evenimente, apoi de food organizate în diverse locații din București, în parcări de mall-uri, pe stradă, deci evenimente sunteți indoor. Prezenți în... Da, suntem prezenți să ne facem cunoscuți, să spunem povestea noastră. Fiind la început, trebuie să ne facem cunoscuți. Cât am fi noi de promovați pe internet, până nu vezi produsul, adică tablă cu 100, ceea, trebuie să văd ce e aia, că nu... Da, ce-o corect, fi. Corect. Am printr-un sprijin, printr-un program guvernamental, da, de la Ministerul Economiei și Antreprenoriatului, de care am beneficiat și noi, am putut merge anul ăsta la primul târg extern la Milano și am avut câteva produse acolo, un stand dedicat de 15 metri pătrați. A fost un feedback, a fost o experiență frumoasă, un cum feedback interesant. Cum au primit străinii aceste modele care pentru noi înseamnă ceva? Să zic acum... În primul rând au primit contrastul ăsta, tablă cu 100. Ei nu știu dacă au recunoscut toți care au fost acolo că sunt niște motive tradiționale. Nu știu ce să zic, că s-au făcut foarte multe poze în partea asta mai asiatică, așa, recunoscuți în copiere. Acum nu m-ar mira să apară într-un timp produsul ăsta pe piață, pentru că au fost sute de oameni care au făcut poze și nu aveau cărți de vizită sau nu vreau ei să recomandau ca fiind turiști. Deci, dacă ar fi fost să iau un euro pentru fiecare poză care era acolo, aveam o sumă de bani considerabilă. Bun, frumos. Cei din Italia, vizitatorii străini care erau contractori, oameni din domeniu, au apreciat, am inițiat niște discuții care s-au și concretizat cu unii deja. Am cunoscut și am fost cunoscuți de foarte mulți designeri și oameni din domeniu din România, care nu știau de noi și faptul că ne-am văzut acolo cumva dă o altă încărcătură relației care a început între noi, adică ne-au văzut, ne-am făcut cunoscuți. Am cunoscut în egală măsură și străini și români. A fost o experiență interesantă, sper să mai mergem, ne pregătim anul ăsta pentru Paris în septembrie, tot așa prin acest program guvernamental și încet, încet lucrurile au început să miște. Îți povesteam la început, de începuturi am fost la acel târg la Arad, ne-am întors de acolo, felicitări, Facebook, share-uri peste share-uri, comentarii peste comentarii, super, n-am mai văzut, după care a venit o perioadă de liniște, nu s-a mai întâmplat nimic. Ai zis, mă, ceva nu e bine, dar cred că e normal și acum simțim, după multă muncă, după un an și jumătate de muncă, simțim că suntem într-o creștere cu pași mici, dar simțim că cred că așa trebuie până la urmă, asta e cel mai important. Da, cred că așa trebuie, de fapt, să se
tot ce este exploziv, exploziv se și nu, duce. Dar a fost așa primul impact, ceva, wow, prea, am fost copleșiți de atâtea felicitări și de la primul tăr care am fost și, și premiu pentru cel mai frumos tan, am zis, gata, ceva, am descoperit aici un petrol în curte, dar nu, nu a fost așa. Și după care a venit sunt foarte multă muncă. Planurile de viitor? Pe viitor avem de gând să tot așa să creștem în vizibilitate, să participăm la cât, cât mai multe evenimente, pentru că în afară de tabla asta cu 100, noi din metal putem face orice, putem face lucruri frumoase, unicate. Vrem să participăm la cât mai multe evenimente, să ne cunoască lumea, să participăm la cât mai multe târguri internaționale, să ieșim și în afară cu aceste produse pe care deja le avem, pe care deja suntem în curs de patentare, să ne le protejăm, pentru că sunt foarte frumoase. Noi am ieșit așa, mai fără să știm ce trebuie să facem la eveniment. Dar oamenii care au venit și le-au plăcut, au zis, ar fi bine să le înregistrați, să le protejați, că sunt foarte frumoase și păcat să vi le ia altcineva. Și tocmai suntem în curs de, de patentare a produselor. Deci vrem să ne facem cunoscuți cât mai mult, vrem să participăm la, participăm printre alte și la concursuri de design, am ajuns în unele de design de produs, de idei. Am ajuns la unele și în finală, și în semifinală, la unele n-am fost selectat. Ne place ideea asta de a merge, de a fi căutat, de a ni se recunoaște și aprecia munca. Și să înțeleg că acest metal cusut este de fapt un hobby al firmei da. Voastre, că voi de fapt trăiți din alte produse. Da, noi trăim din activitatea de bază a firmei, este comerțul cu produse metalurgice. Livrăm profile metalice. Eu doresc să hobby să ajungă să fie și cel mai important. Și eu îmi doresc asta foarte mult, mai ales că am fost ajutat de, de soție cu un test în care că și asta cum a pornit, mai multe planuri metal creativul. Acum vreo 2 ani mi-a soția și există un test la care dacă completez vreo 132 de întrebări, în baza acelor răspunsuri îți poți afla, trăsătura ta ca individ, ce te reprezintă mai mult, ce este mai important pentru. Și ok, sunt deschis la astfel de chestii, hai să îl fac, să văd despre ce vorba. Și după ce am completat acel test fundamental științific, mi-a ieșit că prima mea trăsătură, semnătură este creativitatea. Eu care n-am avut niciodată treabă, adică când zici creativitate, nu pictez, nu colorez, nu, n-am nimic, n-am nicio treabă cu creativitate. În schimb coș. Păi nu, acum 2 ani nu făceam nimic din toate astea. Da. Și am început să mă gândesc, mă, creativitatea, mă, și-a o fi. În afară de duminică, când fac micul dejun și îmi place să mâncăm toți atunci când suntem acasă, să așez așa cu creativitate acele produse în farfurie, în rest n-avem nicio treabă cu creativitate. Deci chiar n-avem nicio treabă cu creativitate. Și pazi așa, m-a pus pe gânduri. După care a ieșit, metalul cusut și am văzut că mă simt bine dând creativitate, creind ceva, dând aceste lucruri din mine. Și atunci, da, era, are dreptate. Hai să mai vedem niște poze. Da. Asta vis-a-vis de ce poți tu să creezi și partea ta creativă. Scaunul Dor. Mai devreme sau primul set. Produs care l-am văzut a fost Banca Dor. Acesta este un scaun Dor care face parte din setul Dor. Din metal, bănuiesc că nu e atât de subțire ca cele care le avem pe masă, metal de cât? De 3? De... Lateralele sunt făcute din tablă groasă de 6 mm. Wow. Și spătarul cu șezutul este executat din, de 3 mm, la tablă de 3 mm. Înseamnă că are ceva greutate. Are la vreo 50 de kg. Banca Dor are vreo 80. Partea neplăcută la, când participăm la astfel de evenimente e că ne rupe de spate. Deci băncile au la 80 de kg, scaunele 60 de kg. Astea sunt bune în baruri, că nu, nu se bate nimeni da, cu ele. Da, nu se pot, da. Arată foarte bine și arată foarte diafan. Nu te aștepți să... Dacă vezi, sunt și pe lateralele scaunului avem desenat la plasmă de cupat steaua în 8 colțuri. Am văzut. Asta e un model care ne-a plăcut și s-a, care întotdeauna da bine. S-a pretat, da, da, da. Aici avem, apropo de ce vorbeam mai devreme, masa chitară. Masa chitară, la fel. Este o masă de bar care în loc de picior, piciorul este făcut dintr-o tablă decupată care reprezintă o chitară.
Acolo avem și niște corzi de inox, ne-am jucat puțin cu niște sârmă de inox, să-i facem și corzile, să fim cât mai aproape de, da, de produsul. De griful, da. Și, da. Și tot așa este dotată cu două scaune cu spătar și două fără spătar. Aici, ca să nu încărcăm prea mult fotografia, am lăsat doar câte un scaun de fiecare. Sunt, în general, merg în cluburi, puburi, terase, cam acolo sunt merg cu bere, cu clienții bere. Care... Da. Da, asta este chiar de bar, e o masă cu un blat mai îngust, pe care așa am învățat și noi, cum lucrând pentru cei care au cluburi, că nu doresc mese mari, doresc mese mici pe care doar să se bea, să încapă cât mai multe. Cele mari sunt pentru restaurant. Adică se încapă patru oameni cu o sticlă, două și patru pahare. Un metru de bere și asta le învățăm și noi din mers, că nu le-am fi făcut mai mari. Aici avem setul folclor. Este primul set complet care l-am făcut după Banca Dor. Adică trebuie să avem un set. Două bănci, un scaun și o masă cusută, cu toate cu același model popular. Iar pe masă avem un blat de sticlă securizat de 8 mm, sticlă care protejează cusătura în cazul în care se poate să nu vină cafeaua, că nu se mai scoate din lână. Așa, laterale la acest set sunt decupate tot așa la plasmă. Aici am ales soarele dacic, jumătate din soarele dacic, care este reprezentat și el din vechi strămoși pe ceramică, pe linguri. Da. Soarele dacic e un model tradițional dacic deja, românesc, foarte vechi. Da, asta e un răsărit de soare aici dacic. La mare se vede jumătate de soare. Cum putem spăla lâna? Adică cum întreținem așa un set? Se curăță ușor, în general cu o perie moale și cu apă călduță sau cu o soluție de spălat. Iar dacă din greșeală se desprinde un fir și un ochi se descoase, cu o bucățică mică de lână se poate reface. Am avut clienți care și-au dorit banca necusută, și-au dorit să o coasă acasă și au zis că ce idee minunată, că eu mă pot reface fiecare an, pot face alt model, ca și cum aș avea altă mobilă în casă. Deci cu o rolă, două de lână care se găsește la orice magazin de mercerie, modelul de pe o bancă se poate reface. Și dacă anul ăsta mi-a plăcut ceva, la anul îmi fac altceva. Da, de la chinezării indiene și românești, ce vor ei pe banca noastră românească. Perfect. Da. Aici avem o fotografie în detaliu la scara de care ți-am povestit-o mai devreme. Clientul a dorit lateralele să fie din platbandă metalică groasă, care să susțină treptele, și pe aceste laterale să decupăm niște păsări. Asta a fost motivul care și l-a dorit el, păsări. A, un decupaj în metal pe laser, pe scara. Da, pe plasmă am făcut decupajul ăsta. Arată foarte bine și personalizează în orice interior. Așa și-a dorit. Am generat proiectul pe calculator și fiind suprafața aceea mare de expunere, de 20 de centimetri, așa, am putea pune ceva, dacă doriți ceva, vă place, el a ales păsări, alți clienți au ales fluturi, alți clienți au ales sigle de mașini. Asta doar în condițiile în care tabla, vangul lateral la scară este măcar un 6 mm, bănesc. Da, asta a fost de 8 mm, dacă mi-aduc bine aminte, da, de 8 mm. Se pot personaliza, dacă el are un hobby pentru păsări, am făcut păsări. Adică toți avem fluturi la cap, păsărele. Da, deci stol. Noi putem aduce la vedere toate aceste aspecte. Da, plăcerile. Da, da. Și cei care vor să-și personalizeze mobila acasă, tot așa. Își dau drumul la partea creativă să își facă mobilă în fiecare an. Da, te referi la cea cu 100, nu? Exact. Da. Deci sunt, am avut și nu doar unul, clienți care au dorit să-și coasă singur, că să... E o bucurie, e o mai mare când îți faci produsul singur. Și am întrebat, și de unde putem lua ace și de unde putem ață, că eu vreau peste un an să-mi schimb modelul. Și oamenii
vor să fie înconjurați sau să-și marcheze o părticică din casă cu ceva construit de ei. Dacă lucrează într-o multinațională, vrea să își facă mobila 6 luni și după aceea 6 luni se gândește cum să-și schimbe peste 6 luni mobila și aia de la capăt. Poate să-și reproducă sigla multinațională la care lucrează. Nu, la el acasă nu cred că o să vrea. Cine? Și sunt oameni dedicați și super dedicați. Doamne, ferește. Se simt foarte bine. Zine niște planuri de viitor în materie de mobilier, de interioare, acum, de exterioare. Acum lucrăm, suntem într-o perioadă așa, chiar lucrăm pentru Paris, să scoatem niște produse noi. Că... Să știi că și turnul Eiffel s-a lucrat tot în România. Vrem să facem, acum ți-am zis cu programul ăsta cu care mergem cu Ministerul Economiei și Antreprenoriatului, vom merge la toamnă, în septembrie, vom merge la Paris, la Maison d'Objet. Un târg foarte mare la care vin oameni de pe tot pământul. Și nu vrem să mai mergem cu produsele care am fost la Milano. Vrem să mergem cu altceva și suntem așa niște încercări. Am abordat și chestia cu betonul, dar tot așa, o să aibă fier în el. Vrem să facem niște, facem niște obiecte și din beton. Vrem să mergem, până acum am mers metal, lemn, sticlă, lână, acum introducem încă un element, betonul. Avem în lucru acum un cord de iluminat și s-au părut obiectele voastre metalice de 6-8 mm prea ușoare și ai spus să fie să aibă un pic de greutate, nu? Da, căutăm să abordăm și alte materiale care cumva merg în aceeași direcție, ca și greutate sunt la fel, dar am văzut că se poartă betonul, că suntem abonați și noi la tot felul de reviste și newsletter. Da, se poartă și la interior. Acum avem în lucru un corp de iluminat, o veioză și o masă. La o masă unde vrem să combinăm beton cu gazon, calculăm, facem, nu ne iese, spargem, iar o luăm de la capăt. Deci planuri de viitor să inventăm produse noi cu care să îi facem pe oameni să zică, hai să văd ce am mai făcut. Exact, nu avem aceleași produse. O să-ți vină o idee. Da, nu. Noi facem lucrurile astea din pasiune. Am un coleg care și el e pasionat, adică iarăși mă întorc cum am început, că am făcut eu acel test și am să fac ceva creativ, dar poți să ai o grămadă de idei, dacă n-ai cu cine să le pui în aplicare, rămân doar niște idei mergi ani de zile cu ele în cap și n-ai niciodată. Având activitatea asta de comerț, m-am ocupat tot timpul și numai cunoscând pe cineva la fel de pasionat ca mine, puteam să... Și am avut norocul să-l cunosc pe Andrei, cu care împreună acum suntem pe aceeași frecvență, lucrăm destul de bine și cu el ne punem ideile la încercare și ne stăm așa. Păi până atunci, când aveți Paris? Între 8 și 12 septembrie. Înseamnă că după septembrie vă așteptăm pe amândoi eventual să avem o discuție. Mi-ar face plăcere. Ce a însemnat Parisul pentru voi? De asemenea, vă așteptăm și noi în showroom să vedeți produsele noastre, sigur că avem o grămadă de produse și asta e, ca să completez răspunsul la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Îmi doresc să facem mereu lucruri minunate, cam astea sunt planurile de viitor. Toți ne dorim. Din metal, că pe alte planuri și pe alte planuri îmi doresc. Aici vorbim de metal. Îmi doresc să surprind oamenii mereu cu produse atipice, care nu s-au mai făcut. Să combinăm lucruri și materiale care nu s-au mai făcut. Dacă tot mi-ai și creativitatea, trebuie să vin cu ceva. Nu-i așa? Și asta doar în 2 ani. Îți dai seama ce se întâmplă peste alți 2 ani. La un moment dat va fi produsul acela care va exploda. Atât suntem în creștere, așa, pas cu pas, pas cu pas, suntem pe drumul cel bun. Deci tu totuși vrei cu explozie. Păi așa, curba lui Gauss, așa... Da, corect. Deci eu cred că suntem acolo, pe la jumătatea distanței, înainte de curba aceea în sus. Simt că lucrurile se duc într-o direcție bună, avem un feedback foarte bun de la oameni și cu siguranță va veni și explozia. Îți mulțumesc că ai venit. Ești o enciclopedie, cel puțin, în explicații la toate aceste modele și sunt convins că nu mi le-ai spus. Îmi plac să le studiez, să le aflu, adică acum suntem, mai fac o paranteză înainte să închizi, suntem în discuții cu încă o asociație culturală să mergem să prezentăm modelele astea în școlile din România. Să nu se piardă. Să nu se piardă, să le explicăm copiilor. Uite, asta așa se orientau oamenii, că fiecare are o poveste în spate, doar să le explici o imagine, să le arăți o imagine și atât. Știți de ce oamenii și-au pus pe cap? Pentru că ei se orientau după ei, că nu exista ceas, busolă, GPS, tablete. Și
cred că ar fi interesant. Poate sigur, din 1000 de copii la care le vom explica povestea motivelor tradiționale românești, poate 2-3 vor fi interesați să studieze și să ducă și ei mai departe, să nu se pierdă. Măcar că țin minte ca mamele care și-au adus aminte cum se coase de că ele vor ști acolo. Cu siguranță. Dacă cineva le spune, și suntem acum, lucrăm la un proiect cultural prin care noi să mergem prin multe școli din România și să le prezentăm frumusețea motivelor tradiționale românești. Pentru că, pe lângă creativitatea pe care am eu și lucrurile frumoase pe care le fac, mă simt mândru că putem face niște lucruri frumoase cu motive tradiționale românești. Asta e de mare admirație. Am mers eu, clasic, Roma, Istanbul, Milan, unde toată lumea, magneți și tot felul, se laudă cu tot ce au ei acolo. Și avem și noi cu ce să ne lăudăm, avem și noi chestii frumoase pe care le putem pune pe lucruri care să meargă în alte țări și să... Nu, să meargă și la noi. Și la noi, da, e așa o chestie, numai de acolo putem veni cu lucruri frumoase să le punem publicitate. Îți mulțumesc mult de tot pentru prezență. Mulțumesc și eu de invitație, mulțumesc mult. Și te așteptăm după Paris. Cu mare plăcere. O să vedem exact cu ce te-ai dus la Paris. Exact, ce am inventat până atunci, da. Și dumneavoastră vă mulțumesc. Și până data viitoare, la revedere! La revedere!